Bravo, corul, bravo. Glasuri cristaline, multe fetițe frumoase și talentate. Eu sunt curioasă dacă a fost greu să țină minte toate aceste strofe. Bună dimineața, cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Rebecca. Și tu ești la grădiniță sau la școală? Sunt la grădiniță. În ce grupă? În grupa mare. În grupa mare. Dar cine ți-a făcut ție codițele astea? Mami. Mami, foarte frumoasă. Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Costa Alexandra Maria. Și tu ești la grădiniță sau ești la liceu? La grădiniță. La grădiniță, nu ești la liceu, dar o să fii la liceu când, știi? Nu, nu o să fiu ca în 6 ani. A 6 ani acum, păi mi se pare normal, mai e până se duce la liceu, mai are timp. Bună dimineața. Ba, ia. Maia te cheamă și Maia și mai cum? Maia Elena Mușuroi. Maia Elena Mușuroi, ce nume cunoscut Mușuroi? Parcă ne sună cunoscut așa. Avem noi niște colegi pe aici care întâmplător sunt și s-ar părinții. S-ar putea să fie rudă cu realizatoarea. Da, sunt părinții emisiunii acestei minunății. Maia, a fost greu să înveți toate aceste strofe? Că în câte, multe strofe. Nu. În cât timp ai învățat? Am uitat. Ai uitat. Mi se pare normal. Bună dimineața. Cum te cheamă pe tine? Elena. Și tu ești la grădi? Da. În ce grupă? Mare. În grupa mare. Îți place să fii aici la cor? Da. De ce? Pur și simplu, așa că e frumos să cânți, nu? Da. Bună dimineața. Cum te numești? Bună dimineața. Pe mine mă cheamă Iarina. Iarina. Și tu ești tot la grădiniță, tot în grupa mare? Da. Dar v-a ales așa să aveți ochii mari și frumoși pe toate? O să o întrebăm pe doamna profesor. Da, cine v-a zis vouă să vă faceți toate codițele astea așa? Mami. Mami, mamele, cine v-a zis? Doamna profesoară. Doamna profesoară a zis și mami a executat. Pe tine cum te cheamă? Raluca. Și? Ești la grădiniță, da? Da. Tot în grupa mare. Toate sunteți în grupa mare. Da. Pe tine cum te cheamă? Valeria. Valeria te cheamă pe tine? Și ție îți place să fii la cor? De ce îți place la cor? Ce e așa frumos să vii la cor? Cine îmi spune ce e frumos? Să cânti. Ia să vedem. Să cânti? De asta? Dar de ce e frumos să cânti? Să apare așa la televizor? Da? Tu pe acasă cânti? Da. Repeți? Ca să știi mai bine. Cum te cheamă pe tine? Șerban Maria. Șerban Maria. Și aici? Georgiana. Georgiana te cheamă? Și ție îți place la cor? Sau te obligă mami să te duci? Îți place. Îți place. Nu că sunt sincere răspunsurile. Eu pot să întreb. Dacă e să zic altceva, zic. Bună dimineața. Pe mine mă cheamă Amalia. Pe tine te cheamă Amalia și tu ai codițele împletite față de celelalte fetițe. De ce? Așa a vrut mami. Așa a vrut mami. Mami este vinovată pentru tot. Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Alesia Chiriac. Tu ești cifar, dată la un puțin. Cine a vrut, mami sau tu? Mami. Mami și ai și puțin rușuleț, așa. N-am sărit pe nimeni, nu? Am vorbit cu toate fetițele. Da, bună dimineața. Pe mine mă cheamă Albu Maria Bianca. Albu Maria Bianca și în ce grupă ești? Sunt la școală. Tu ești la școală deja? Da. Și cum e la școală? Frumos. E mai bine decât la grădini sau e mai greu? E mai bine. E mai bine? Bravo. Bună dimineața. Cum te cheamă pe tine? Ruxandra Maria. Ruxandra Maria. Și tu ești la grădiniță sau la școală? La grădiniță. Dar vrei să te duci la școală sau crezi că o să fie greu și ai vrea să mai rămâi așa pe la grădini? Vreau să mă duc la școală. Vrei să te duci la școală? Mă, ce copii cu minți! O să se răzgândească în scurtă vreme. Bună dimineața! Cum te cheamă pe tine? Maria. Hai să vedem. E bine aici? Se vede? Maria, se vede, da? Maria, și tu unde ești? Ești la grădiniță sau ești la școală? Grădiniță. La grădiniță. Ție ți-a fost greu să înveți cântecul ăsta așa lung, cu multe strofe? Nu? Păi nu, pentru că sunt frumoase și mai sunt și deștepte pe deasupra. Și acum o să le invităm să se retragă, le mai aplaudăm așa o dată. Bravo, fetelor! Ați fost foarte frumoase și v-ați descurcat foarte bine. O să meargă acolo la părinți și o să le lăsăm pe... Haideți, puteți merge acolo. O să le lăsăm pe fetițele din spate, pe care o să le cunoaștem după ce ne vor mai cânta ceva. Le lăsăm pe ele acum și după o să stăm de vorbă și cu doamna profesor, care pe lângă mămici este vinovată și dumneai cu ghilimele de rigoare, în sens pozitiv, bineînțeles, de ce se întâmplă cu acești copii minunați din corul Glasuri Cristaline. Da. Așa, mai în față lângă microfon și haideți să vă ascultăm. Ciripit, cireșea înflorit, pe câmp copii.
Bravo, glasul cristaline în continuare. Și acum le cunoaștem și pe cele mai măricele dintre fete. Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Ariana. Și tu de ce vii la cor? Pentru că îmi place să cânt și să arăt ce pot să fac. Da, vii de mult? Te pregătești de mult? Erai așa micuță cum au fost fetițele din față când ai venit prima dată? Nu. Nu? Ai venit de cât timp faci muzică? Păi... din... un an? De două luni. Două luni? Bravo! Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Rebecca. Și tu ești în ce clasă? În clasa întâi. În clasa întâi, cum e la școală? Foarte bine. Foarte bine. Și numai copilor le place școala. Eu știam că atunci când ești copil nu prea îți place școala. După când crește, gândești, bă, da, ce frumos a fost în școală. Acum e greu cu serviciu, cu responsabilități. Dar uite, copiii de aici, copilor le place școala mai nou. La emisiune trebuie să vorbim frumos despre da, școală. La emisiune vorbim frumos. Bună dimineața. Îmi cheamă Cemne Bianca. Te cheamă Bianca. Dar vreau să gândați despre Paște. Ce-ți place ție cel mai mult la această sărbătoare la Paște? Se cunoaște că e Paște. Se cunoaște că e Paște, da, da. Când e sărbătoarea asta de Paște, ce-ți place? Ți-e place să ciocnești ouă? Îți place să vină iepurașul de Paște cu un cadou? Ce-ți place? Să vină iepurașul de Paște. Cu un cadou? Da. Ce cadou vrei să-ți aducă? Nu știu. Nu te-ai gândit, trebuie să te gândești că dacă nu-i spui, n-are de unde să știe. Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Maria. Dar tu de ce n-ai și voi de ce n-aveți codițe din acelea ca fetele mici? Da, așa v-a spus doamna. Așa v-a spus doamna și îmbrăcate frumos, așa cu fustiță neagră și bluziță albă, că dacă spune doamna, facem ca doamna. Bună dimineața, cum te cheamă pe tine? Maria. Maria, ce îți place ție cel mai mult și cel mai mult la cor? Că învățăm cântece foarte frumoase. Da, doamna cum e, exigentă, vă mai ceartă? Nu. Nu vă ceartă. Foarte frumos. Au fost învățate bine, ce să zică. Bună dimineața. Pe mine mă cheamă Maria. Te cheamă Maria și tu ești la școală? Da. Unde? În ce clasă? Și poți să le spui și unde, la ce școală? Eu sunt în clasa întâi și sunt elevă la școala Dumitru, Sfântul Dumitru. Sfântul Dumitru. Și tu vrei să te faci cântăreață? Da. Da? Bravo. O să ne mai întâlnim peste ani, așa sper să ne spună dacă s-au mai răzgândit. Bună dimineața! Mă cheamă Carina. Te cheamă Carina și vrei și tu să te faci cântăreață? Da. Da? Ce ți-ar plăcea să cânti? Muzică ușoară, populară, rock, așa? Ușoară. Muzică ușoară. Okay. Bună dimineața! Bună dimineața! Pe tine cum te cheamă? Alexandra. Și ție ți se pare greu așa la cor că vă dă doamna să învățați cântece din astea cu multe strofe? Nu. Nu, e ușor. Dacă îți place ce faci, ți-e place, nu? Da. Bravo. Și avem aici două fetițe care ne vor cânta și vor în încheierea acestei părți din emisiune. Bună dimineața, pe tine cum te cheamă? Carla. Carla, și tu în ce clasă ești? Sunt în clasa a patra. Tu ești în clasa a patra, ești mai măricică. Și de cât timp faci muzică? De un an. De un an? Sunt fetițele la început, dar iată, deja apariții TV, o să aibă un CV în scurtă vreme foarte bogat. Bună dimineața! Bună dimineața! Pe tine cum te cheamă? Daria. Și ești în clasa? A patra. A patra. Tu faci muzică de când? De două luni. De două luni. Da, o să vorbim imediat cu doamna profesor să ne spună mai multe despre aceste fetițe minunate. Felicitări încă o dată! Avem aici alături de noi pe doamna profesor Iulia Manda, profesor al corului Glasuri Cristaline, profesor de religie la formare, așa, bază. Bună dimineața, bun venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Cine se face vinovat, cum zicea colega Alina de... Da, luați microfonul. Cine se face vinovat de ideea acestui cor, de formarea lui? Cred că eu. De cât timp aveți acest cor Glasuri Cristaline? De două luni. A, de asta toate fetițele sunt de două luni. Unele fetițe care au spus că ele cântă de un an au mai cântat cu mine în timpul lor liber, dar corul este de două luni. Suntem la început. Da, nu s-a început, dar e deja foarte bine închegat. Sigur, ați găsit și... o grămadă de fetițe cu glasuri cristaline. Bune. Cristaline, da, foarte bune. Cum da. Este să lucrez cu copiii? Este greu, dar și frumos. Dacă nu ar fi fost frumos, n-aș fi făcut lucrul acesta. Ați văzut grupa mică, este de la grădiniță. Sunt extraordinari. Apropo de lumină din lumină, ați zis că este prea lung. Și eu am crezut că este prea lung pentru ei, dar l-au învățat atât de repede, încât au pus acasă părinții în baie, în bucătărie, peste tot, prin parc, să îl învețe. Deci le place, da. Deci aveți numai cântece cu temă religioasă. Acum. Dar noi avem un repertoriu cântecele copilăriei, cântece copilăriei, chiar și populară și etno.
când o să mai venim la dumneavoastră, o să vă facem surprize. Vă mai așteptăm și e foarte frumos că ați reușit într-un timp scurt, dincolo de a găsi copii cu voci și fetițe cu voci foarte bune, să le organizați, pentru că e greu să organizezi niște copii de grădiniță, să stea frumos, să aibă așa o disciplină. E vârsta la care numai de disciplină n-au ei. Da, e mai greu cu disciplina, dar sunt atâta timp cât lor le place. Exact cum am spus doamna, ce spune doamna, asta fac. Pe cele mari nu puteam să le pun să facă codiță. Codițe. Mă gândeam să vă întreb dacă ați fost deja la festivalul de profil. Nu, nu am apucat dacă, da, doar de două luni, dar cum încolo? Urmează să le depistați și să mergeți, pentru că este prima apariție a noastră la în dumneavoastră în public. Am mai avut un mini-spectacol de 8 martie, dar acolo a fost chiar în două săptămâni. Am cântat vreo 5 piese. Ce spun, da, ce au spus fetițele când au auzit că o să vină la televizor? Cred că n-au dormit azi noapte. Părinții știu cel mai bine. Au fost foarte încântați. Foarte încântați și emoțiile cred că sunt mai mari la părinți, pentru că atunci când sunt mici, copiii au foarte mult curaj. Emoțiile nu-i copleșesc. Pe noi, adulții, ne copleșesc mai repede emoțiile decât pe copii. Exact. Ce planuri aveți cu corul? O să primiți și băieți? Am văzut numai fetițe. Eu primesc, numai că nu au venit. În general, fetițele sunt încântate și vor să se facă artiste. Și cum le alegeți? Vin părinții cu copiii către dumneavoastră sau mergeți prin școli? La început, nu. La început am vrut să fac o preselecție, însă văzând dorința lor, ele fiind destul de micuțe, din experiențele anterioare, mi-am dat seama că pe parcurs se formează. Și atunci a prima dorință. A prima dorință, după care în timp cele care își vor dori cu adevărat vor rămâne, altele se vor mai retrage și exact, tot așa. Exact. În general, în acest cor au venit fetițele care și-au dorit. Este foarte important să-ți dorești. Am avut fetițe care la început, nu aici, în altă parte, unde am mai făcut muzică opțional la grădinițe, în care la început nu cântau cum trebuiau, dar după o jumătate de an cântau fantastic. Și de asta le-am lăsat posibilitatea. Cât să e talent și cât e muncă în ce privește cântatul? Este mai mult muncă și apoi vine și talentul să întregească munca. Bine, iarăși ce e important și am mai spus-o ca profesorii să știe să și oprească la timp, pentru că uneori părinții își doresc foarte mult să cânte copilul lor, chiar dacă fiecare părinte își vede copilul lui ca fiind cel mai bun și cel mai talentat. Cel mai talentat. Și nu e așa, uneori nu e așa. Da, și atunci da. Și profesorul ne poate veni să spună, știți, nu-l mai chinuiți că nu o să facă carieră în acest domeniu. La noi nu rezistă. Dacă este doar dorința părinților, nu rezistă. De ce? Repetițiile noastre sunt undeva la două ore. Dacă copilului nu-i place, nu stă. Da, asta e sigur. Că trebuie să ai o anumită aplecare către fenomenul exact, ăsta. Exact. Ne bucurăm că auzim cântece, iată, acum în apropierea Paștelui, cântece cântate de copii, așa cum ne bucurăm când auzim înainte de Crăciun colindele de copii. Da. Ne vom pregăti și cu colinde de Crăciun. Vă așteptăm și atunci vă dorim foarte mult succes în acest drum pe care l-ați început de curând și după cum se vede, dacă o să vă țineți de el, cu siguranță să fie un drum cu reușite. Mulțumesc. Ce ne vor cânta fetele, cele două care au rămas acum la noi în platou? Da, cele două vor interpreta piesa În zi de Paști, din albumul Lumină din Lumină, care le este lor foarte dragă. Fetițele se numesc Maria Amanda și Maria Angel. Bineînțeles, foarte încântate de hăinuțele cele noi de Paști. Două fete cu nume cu însemnătate, Maria, pentru această perioadă. Am foarte multe, perioadă. Foarte multe în cor cu numele Maria. De multe ori, ca să le diferențiez, ori le pun porecle frumoase, ori le spun cu numele de familie. De familie. Foarte multe, peste 10 sunt. Încheiem cu cele două fete cu un cântec la fel pentru această perioadă din albumul, spuneați, Lumina din Lumina. Mulțumim. Felicitări că au venit pentru aici. Ce faceți. Da, mulțumim tuturor și părinților care s-au ocupat de fetițe. Da, și eu le mulțumesc și sunt extraordinari că îi sprijină. Și viață lungă în continuare corului. A,
Asta sperăm. Suntem la o vârstă foarte mică. Da. Noi ne întoarcem după și cu revista presei. Trebuie să vedem și care este actualitatea din ziare. Acum le ascultăm pe fete. După care o să luăm secretul frumuseții. Clopotul a vestit și ne-am bucurat, Hristos a înviat. Și-un oroșu am ciocnit și toți ne-am urat, Hristos a înviat. Azi pe Fiul iubit, noi l-am lăudat, Hristos a înviat. Iar cât lumea va fi și cât va dăinui, noi vom rosti cu suflet curat, în zi de Paști Hristos a înviat. Sărbătoarei la orice pas, noi cântăm cu emoție în glas, hăinuțe noi de Paști ne-am luat, cu adevărat Hristos a înviat. Vara s-a înveselit, liliacul este înflorit și aerul parcă e mai curat, în zi de Paști Hristos a înviat. Soarele a răsărit și ne-am bucurat, Hristos a înviat. Cei de-aș ne-am gândit și am anunțat,